La această oră, Comisia Electorală Centrală desfășoară o ședință la care sunt examinate sesizările depuse împotriva Marinei Tauber, candidată al partidului politic Șor pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Ea este acuzată de nedeclararea banilor cheltuiți pentru hrana voluntarilor implicați în campanie electorală, învinuiri respinse de Tauber și juriștii formațiunii, care susțin că acestea sunt neîntemeiate. Printre cei care au depus sesizări se numără și contracandidatul lui Tauber la șefia Bălțului, Nicolae Grigorișin. Acesta nu a putut prezenta însă probe care să îi susțină afirmațiile, întrucât cheltuielile pe care le-a numit ilegale au fost incluse de partidul Șor în raportul financiar prezentat cecului. Între timp, în fața sediului autorității electorale s-au adunat zeci de locuitori ai municipiului Bălți, care scandează lozinci în susținerea candidatului partidului Șor, Marina Tauber. Împreună cu oamenii au venit și deputații formațiunii politice, care la fel au cerut dreptate pentru candidatul electoral. La ședința de astăzi a cecului a fost invitată și compania de catering, despre care se spune că ar fi oferit hrană activiștilor. Conducerea firmei neagă că ar fi avut vreo conexiune cu partidul Șor sau reprezentanții formațiunii. Între timp apar ecouri în privința turului 2 de scrutin pentru primăria Bălți. Un senator italian și-a exprimat îngrijorarea față de presiunile exercitate asupra candidatului partidului Șor și i-a îndemnat pe cei implicați să respecte legea și procesele democratice.